You think you know me? Say I'm as cold hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Here's what you don't know. Feelings, they grow slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it. Now I believe it. Maybe tonight. Asta mă, ce in the name of love. Salut tuturor și bine ați venit la cel mai punctual live stream din istorie. N-am întârziat decât 28 de minute. Este perfect. Este perfect și asta înseamnă că suntem profesioniști mereu, bravo. Bravo ție, Andu. Bravo. Bravo. Îl știți pe Mason Mount de România? Mason Mount de România. Something different. Te-ai dus în grabă? Asta vreau să văd! Tot cum stația a rămas, dar un pic mai scurtă. Mai scurtă, mai fresh, ceva mai elegant. Și un alt stil. Pe care voi nu-l înțelegeți pentru că sunteți neandertali. Glumesc, nu. Bun. Of! Pare rău că am întârziat, frate, dar aș... Se mai întâmplă uneori. La mine mai des, dar na. Aia e, ce să zic. Cum mi-a plăcut mult ce am ascultat ieri, Deep House, cred că a fost. A fost Caterinca Deep House. Bun! Da, clasica. Te pup, Doki! El Doc. Bă, aici nu știu care e faza, că eu am vrut ceva de genul ăsta, așa, hop, și cu asta aici. Da, e ceva mai de finețe, așa, o să-mi dau eu seama. Vă salut! Mamă! Ce le faci, Andule, băi, mânca... Mă rog, așa, bun, deci... Bienvenido a nuevo stream-o! Ne mai bate în cap cu Missing Eleven, bă, nu știu dacă avem timp, că avem ceva treabă. Avem ceva treabă astăzi, dar... Ne batem capul cu data de astăzi, pentru că este o dată importantă, este data de 28. Și e clar că trebuie să o scoatem în evidență. Clasic. De altfel, și vom merge pe limba noastră drăguță și apreciată, portugheză. E senzație limba portugheză. Și vom scrie, bineînțeles, bine ați venit la un nou stream pe data de 28 a 4-a 2022. Sunt alte cuvinte dacă pui pauză. Și avem așa. Liniște, opriți Deep House-ul. Liniște. Ce? Bem-vindo a um novo fluxo no 28º do quarto 2022. Clar, mi se pare clar. Și noi, acum,
Bem-vindo a novo fluxo no Viguei. Încă o dată. Bem-vindo a novo fluxo no Viguei. Bem-vindo a novo fluxo no 28º do quarto 2022. Bine, gata, e clară situația. Bem-vindo a novo fluxo no 28º do quarto 2022. Asta zic, mă! Încă două luni și putem spune și noi o dată corectă de... Așa, încă o dată corectă de... portugheză. Da, avem o sticlă aici. Rafinată. Bă, nu știu cum să-mi țin părul ăsta. Un pic mai lolo, așa. Mai undertal. A, mai așa, mai pe ridicare, nu? A? 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 Bine, bun. Perfect. Nu mi-a spus nimeni să fie de bine. Nu mi-a spus nimeni. Foden, Mason Mount sunt eu. Dacă eram Foden, aveam gura așa. În primul rând nu mi-a spus nimeni că îmi stă foarte bine și chiar mi-aș dori să faceți chestia asta. Deci, nu am văzut și cred că vă bate joc. Cred că merit și eu un span cu bă, Andule, chiar stă bine, pentru că îmi dau silința. Memoria consolei, da, del memoria del consola. Bun, și avem așa. Avem două informații foarte proaspete. Proaspete. Cum am pus să mă loghez încă o dată pe Twitter? Una, faptul că s-a prelungit, nu, s-a schimbat data la Weekend League. Și doi, s-au schimbat reward-urile, băieți. They changed the rewards. De ce mă pui să-mi pun data, mă, frate? Ferească Dumnezeu. Ce? Acum am mă loghez și eu. Loghez și eu pe Twitter ăsta. Două secunde. Acum. Ce mă? Ne mai logăm pe aici Twitter. Nu mai înțeleg nimic. 98. Cum bă nu am cont? Băi, nene. Nu face nimic, stați și găsim de pe telefon. Stați un pic. Stați așa. Salvează fotografia și mai avem încă o șerif. Scuze că nu văd chat-ul, stați așa. Of, ce-mi place să... Îmi place să fie haos, copiază link-ul. Bun, și le trimitem pe ambele. Lui Mădi. Hop. Și hop. Bun. Gata. Web, WhatsApp. Mereu e bine să fie haos, să nu te înțelegi cu nimeni. Chiar mereu e recomandat să fie haos. Bun. Gata, așa.
Mersi mult. Mersi mult, băieți, gata. Mersi mult că, că mi-ați urat toate cele bune. Mersi mult. Fiți atenți care e faza. N-ar fi, n-ar fi moment rău să se strice și camera. Adică chiar ar fi a merge pe drumul cel bun. Bun. Și avem așa, fiți atenți. 8. Următorul, de fapt de la următorul weekend, programul va fi în felul următor. Va începe Friday la 19 UTC, care înseamnă deci, wow. Deci următorul weekend va începe la ora 10 vineri, adică mâine la ora 10 și se va termina marți la ora 10. Marți, atenție, atenție mare. Deci eu zic că e mai mult decât interesant. Bă, asta nu e informația mea, am luat-o și de la alții. Are tema albă. Nu vezi că nici nu sunt conectat la Twitter? Mă rog. Deci mi-a schimbat total programul. Pentru că nu ne mai putem juca vineri sau care e faza? Vineri la 10. Cine se joacă vineri la 10? Mă rog, pe mine m-a lăsat așa un pic fără cuvinte. Nu vă jucați vineri, vă zic eu că nu o să vă jucați vineri. Vineri la ora 10 nu o să vă jucați deloc, pentru că toată lumea se face vineri la ora 10 și o scadă serverele. Cred că nu sunteți... Nu sunteți ok cu chestia asta, deci vineri vor cădea servere. Salut copile, salut tipule. Vineri seara va fi de nejucat, pentru că nu se va putea juca. O să fie căzute serverele, 100%. Mă rog, vom vedea. E altă chestie care pe mine chiar m-a făcut să zâmbesc, asta. Noul sezon, noile recompense. Deci noile recompense. Nu mai avem 3 pachete, 2 pachete cu ca la informe, adică 2 pachete de 3 Team of the Week sau Team of the Season. Avem doar unul. Bravo! E cel mai bine să ai doar un pachet. Bravo. Super. Super. Adică eu o să mă joc. Iar la, deci după ce l-au făcut deci l-au făcut prost prima oară la apariția FIFA 22, au făcut weekend league-ul penibil. După aia și l-au făcut mai ok și acum l-au făcut iar penibil. De ce să mă mai joc eu? Pentru rank 1 când la rank 3 am același punctaj, aceleași pachete. În afară de un player pick în plus și un jucător în plus care 100% va conta. Salut băieți. Mi-a luat tot așa, tot vibe-ul. De ce? Naiba, nu ai lăsat două pachete de astea de 3 Team of the Season Community. Le Community, care cu ei e înțepat. Să apare toți mâine. Mâine la 8. Credeți că e ok așa sau se poate și mai rău? Sau se poate și mai bine? Sau credeți că e ok așa pentru că de fapt nu văd niciun lucru bun. Voi vedeți vreun lucru bun? Eu nu văd niciun lucru bun la faptul că la rank 2 și la rank 1. Deci la rank 2 și la rank 1 nu ai două pachete de 3 Team of the Season. Vedeți vreun lucru bun de corestate? Bage jocul gratis. Eu aș vrea să citesc pe Twitter ce se întâmplă. Ce spune Nepentes, de exemplu?
Ce mai e de făcut în situația asta? Bă, nu știu ce mai e de făcut. Eu nu văd logica. Eu nu văd nicio logică în, în chestia asta, mai ales că vor veni de aici, de la rang 4 în jos. Mamă, de la rang 5, de la 11 victorii, nu ai niciun pachet? Aoleu. Deci dați-vă aici la rang 7. 4 choose toți community, adică 4 picuri. Plus maxim din Eredivisie 90, adică din a doua ligă cum ar veni. Pentru că ai toți community și toți Eredivisie. Și nici mă... deci, ca și cum ar fi... Bă, frate, nu-ți dăm... Mai bine te uiți în FIFA? Bă... Ce să zic? Nu-i... Pot să mă uit acum. Atunci că avem... De așa. Am vis în maxim. Bă, eu văd că scrie aici doar din Eredivisie. Nu-ți dă din... Deci îți dă 4, uite, fii atent. 4 alegeri din toți community plus tot timpul de sine Eredivisie 90 maxim. Care... De fapt, care e liga principală? Că de obicei se pune o ligă principală, de exemplu, La Liga și o ligă secundară, de exemplu, Polonia. Nu știu, am dat și eu un exemplu. Aici, care e liga principală? Ia mă, să vedem ce zice Raul aici. Play, League, opa. Elite Division Season 5. Community e principală? Deja o să fie greu. De ce o să fie greu? Ia mă. Champions Playoffs. R1. Hei, arăți-a bani gheață. Wow. Aia zic mă, membru la Bogdan. Forță! Forță! Deci, avem așa. Uite mă, a doua lună, bine. Uite Forest, pentru că tu spui că ambele sunt 90 plus. Dacă erau ambele, îți dădea aici din ambele, și din Eredivisie și din community. Dar așa, îți dă doar din community, pentru că asta e aia principală. Sau poate ai tu dreptate și ia, stai așa că dau la rank 7. Stai mă, că poate nu înțeleg eu. Rank 7, review. Dar nu-mi zice ce fel de... Deci uite, avem aici 1 of 4 community slash Eredivisie, toți magnozi, dar nu înțeleg, ori se referă doar la Eredivisie, ori la ambele. Aici cred că e un conflict, e un mic conflict de interese. E un mic conflict de interese. Bă, mă rog, aici nu știu ce să zic. Poate ai tu dreptate. Am bine 90 ca n-ai trecut. Ok. Ok, poate ai tu dreptate. Și rank 1, faceți rank 1, băieți. 3 player pick-uri, un rar player, 2 ultime pack și un... Un pachet de toți de 3 player. Deci la Premier League vom avea, la rank 1, un singur pachet de toți. Bă, bravo! Bravo! Bravo, mă, bravo! Super! Îmi dai player pick-uri unde dai aceiași jucători, nu? Sau cum? Bă, urât. Aici au dat-o în bară rău de tot. Sincer. Chiar au dat-o rău de tot în bară. După ce că dădeai 3 jucători, mai punem un pachet, că nu te doare mâna. E la rank 1, nu suntem la rank 3. Cine e bun face drag, frate. Da, corect. Corect. Lasă că... O să fac rank 4. Tudorie Dragoș s-a abonat. Bine ai venit, Tudorie Dragoș. Bienvenido a nuevo stream-o del... Bă, se mișcă un pic camera ciudat. Mă rog.
Uite, aici îți dă din ambele. Of, asta este. Reward-urile astea erau la rank 5. Poate se vor schimba, mă, eu știu. Poate va face cineva scandal și o să zică, bă, frate, nu e normal. Deci, mă gândesc că poate cu ajutorul cuiva, dar eu nu înțeleg. Va fi cineva mulțumit de chestia asta? Sau explicați și mie care-i logica? Sau cum gândește un jucător? Cât mă ține Ramadanul, nu știu. Care-i logica și spuneți-mi o chestie. Dacă e cineva mulțumit, jucătorii care nu prea se joacă, au vreun motiv să nu fie mulțumiți sau să fie supărați? Bă, poate nu înțeleg eu. Uite, să-mi zică cineva care nu se joacă așa mult și vede această schimbare. Doar ei sunt mulțumiți. Cine? 142 de like-uri. Am putea să facem 200. Într-o oarecare măsură. Oricât de supărat ai fi, trebuie să fii și fericit, și invers. Eu la 11 ar trebui să fie ok, nu? Nu. Nu în apă. Din păcate va trebui să... Păi ce treabă ai tu, Remus, cu cei care nu fac rank 1? Deci din păcate tu în apă, 11 victorii... Am închis și poza. Care erau, doamne, 11 victorii? Cred că ăsta, nu? Care rank? Care sunt 11 victorii? Ce rank? Rank 6. Deci de aici tu trebuie să mai faci un rank în plus. N-ai niciun toț. Iar mi-a căzut. Așa. Deci, trebuie să faci rank 14. Ce vorbim cu rankuri? 14 victorii trebuie să faci. Iar web-ul, bă, Albert, lasă-mă. Da, Team of the Season Community, da. Rank 5, oricum n-ai toți la 11 victorii. Deci la la rank-ul pe care îl faci tu, tot nu ai. Tot nu ai toți. Deci trebuie să mai faci încă o victorie. Părea aveți de fotbal. Bă, am apucat să mă joc doar un meci. Cum facem și noi 14 victorii? Cu greu. Cu greu, băieți. Plătiți pe cineva. Atingeți cu bani contaci. Incredibil, mă, știu. Este incredibil, ce putea posibil. Ui, cara. Ce n-ai bă să-i întâmplă, mă? N-am mai jucat. Nu are, mă, la mine e o problemă de la cablu. Am eu cablu care are un junghi. Îl pun într-o poziție bună. Îmi pare rău pentru cei care jucau pentru 11 victorii, dar aparent o să aveți un derby. Bă! Hai, mă, pe bune? E cum? Până acum merge și după aia nu mai merge? Ce se întâmplă? Faci mișto?
Salut, Bogdan! Dați banii! Nu e de la cablu? Nu e de la cablu. Dați mă așa un pic! Uite, deci nu, deci merge acum aia, ultimei timp. Vedeți, mă? Bă, cum vreodată. Ce v-am să fac? Ce v-am să fac, mă? Nu mai știu. Gata, am băgat. Am băgat. A, rank 5. Fiți atenți aici. Need the moment? Nu. Deci, aici rank 5. Nap. Nu ai niciun pachet de toți. Felicitări. Dar ai, în schimb, ai două player pick-uri cu 3 jucători. Baftă. Ca să ai toți, trebuie să ajungi aici. Nici aici n-ai toți din liga aia șmecheră. Ai la alegere. Doar de aici, dar la rank 3 ai ei pe aia șmecheri. Deci cum ar veni aici, o să fie Premier League și Arabia Saudită. Și o să-ți dea la alegere din Premier League sau din Arabia Saudită. Că poți să-l dea pe Al Malakh și pe Butland sau ceva de genul ăsta. Poți să fac o combinație de asta. Frumos! Bă, chiar frumos! Bravo! Bravo eSport! Bravo! Așa. Adică Legion se mai joacă Weekend League. Bă, aparent da. Nu e Arabia Saudită? Am zis și eu așa. Asta este, băieți. Mergeți cu domnul. Bun. Acum. Hai mă, nu cred. Am vorbit serios? My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. My name is Cha-Cha. Boom, Cha-Cha, Cha-Cha. Hai că vreau să dau finesurile alea, Blolo. Ah, e incroyable. Închid consola. I close the console. Dau restart la router pentru că se conectează mult la internetul ăsta. E și vecinul. Gata, școlari, sunt trimis banii pe abonament. O, mă, stai un pic. Calmați-mă un pic, că mă conectez la Wi-Fi. Mergem acum, e clar. E clar că merge acum. 100% va merge. Pes. Denayer, UEFA, Europa League sau Marquinhos? Cred că sunt acolo. Salut Ștefan, salut, salut cu respect și 1000 de euro. Da și mă leagă acolo, mai facem 200. Facem 200 like-uri. Uite mă, merge acum perfect. Perfect merge. Super, totul în regulă, mă, gata. Trebuie să dai un restart mic, e atât de simplu. Bun. Hai, mă, să vedem cu cine o dăm. Fekir, Footbirthday sau Payet Captains? N-am jucat cu Payet, dar am jucat cu Fekir. Și cu Fekir... Fekir e ok. Faci treaba cu el. Bun. Da. Momente grele pentru eSport-ul din România. Două picuri de mare angajament.
Trebuie să cumpărăm pe cineva, sau? Mamă, nici pe Alessandro nu mai am? Bă, frumos, mă, bravo! Bravo, Andru, ce ai putut să faci din clubul ăsta al tău, mă! E o dramă totală! Bun era Alexandru ăla. Pă, cine luăm? Spune că mai am niște fundași stânga pe aici. Mamă, nimic? Mă, trebuie să achiziționăm doi jucători, băieți. Un fundaș stânga din Anglia. Făcut echipa de Gigi. În Brazilia aici sus sau habar n-am, nu știu cum. Sau... Doi din Anglia de aici. Doi englezi. Cum să-i ofechir, mă, ce aveți? Deci, cam... V-am zis cam scump, dar... Nu, mai să vedem ce avem din, ce avem din Premier League. LB. Cred că rămân Titi și weekendul ăsta. Nu știu, să vedem, mă gândesc. Ce, mă? Dacă s-a acolo, ce diferență de 100 de K între ei pentru naționalitate? A rămas bătăgelul cu roșu. L-a prins cu radarul. Ce machilele, mă, mâncați? Raul, cam stânga. Coboară pacheta, de ce? E același lucru. Mamă, ce funda stânga avem din Anglia? Stați, mă, concentrați-vă un pic! Raț, Rățoiu, LB, unul care n-a jucat nimeni, niciodată. Teș, hai să vedem dacă mai avem altă variantă la Teș. Mă, doar Robertson, Tanganga. Deci... Să-l bat pe Fekir ăsta unde? Ia, mă, ce a zis, mă, Mădălin, mă? Pune Raul cam stânga, pune Alan cam central și coboară pacheta. Fekir. Bun. Bun, un fundat stânga. Așa. Funda stânga francez. Pe cine naiba să iau? Cancelo? Cam scump Cancelo. Unul, mă, care vreți voi să joc neapărat. Mendy gol? Bă, mersi mult. Bă, vă mulțumesc mult de tot, mă. Bă, ce băieți bun sunteți. Super, mersi mult, băieți. Chiar îmi... Vreți, mă, să-l iau pe Roberto Carlos? Exclus, nici nu-l iau. Unul ieftin. Unul ieftin. Gabi Tamaș, nu e funda stânga. Rusilion? Bă, mai bine că... Bă, am o super idee, mă, fiți atenți aici. Bă, m-am gândit, mă, fiți atenți. Deci m-am gândit, schimbă pacheta cu Alan. Stai așa, stai așa. M-am gândit, am o super idee, fiți atenți. Mă pui și pe full screen că am o super idee. Deci m-am gândit că pe poziția de fundaș stânga, împreună cu voi, astăzi să facem swap pentru Roberto Carlos. Adică să jucăm la squad best. Cât de tare vă place chestia asta? Adică să stăm împreună și să-l facem pe Roberto Carlos. Pacheta cu Alan. După Alan cu Henry.
Bună idee? Bă, mie mi se pare super. Am glumit, mă. Am glumit, bă, calmați-vă un pic, mă, că am glumit. Am glumit. Nu știu oricum ce ziceți voi, cum vreți să fac, hop. Cum naiba vreți să fac, mă? Chiar nu înțeleg. Așa, mă, asta era ideea. Gata. Gata. Deci, funda stânga o să luăm. Nici nu știu. În francez. Teo, bro. Am jucat toată lumea cu Teo Hernandez, cu D-Line, cu Roussillon, cu ea. Toată lumea a jucat cu ei. Vreau eu să joc eu cu unul cu care n-am jucat nimeni. Franz. Așa. Vasile s-a abonat, te pup, Vasi. Da, hai că avem și multe variante. Bă, chiar avem multe variante, mă. Amavi? Da, mă, e cea mai bună idee, Amavi. E cea mai bună idee, Amavi, și cred că nu ne... Mamă, nu ne va dezamăgi. E cel mai bun Amavi. Cel mai bun fundaș pe care îl poate avea planeta. Au. Ce nație e ăsta? Zi, mă! Petit? Ah, puteam să-l iau eu ieri. Bă, cum e Amavi ăsta, frate? Cât costă, în primul rând? E o avere, e o căruță de bani. 26. Mai puțin, bă. Ce castană. Deci, sincer, e o castană cum rar se vede pe pământul ăsta. 23. Ba. Mi l-a furat cineva pe Amavi? Pe Ama? Ce am făcut? Varianta footies de 94 overall. N-avem bani, frate, noi de 94. Bă, ce snipe am făcut. Bravo, mă. Bă, ce echipă frumoasă. Doamne, ce monștri. Ah, ce monștri, bravo mă băieți, mă. Bă, bravo mă, asta înseamnă, mă, după un an de muncă și pachete deschise și bani băgați, asta se poate rezolva. Plus 3 milioane, atenție. 3 milioane and counting. Vedeți că acolo mai curge salteaua. Deci vedeți ce se poate realiza prin multă muncă și sudoare. Și prin multe weekend league-uri de calitate. Bravo, bravo mă. Hai să băgăm băieții. Mersi mult, Petrișor, să băgăm băieții la bătălie echipelor. Ca să putem să dăm finesurile alea cu ei. Bă, vă zic sincer, nu cred că o să mă pot califica, dar e. Uite, l-avem și pe Lucas Vázquez, marele fundaș de la Real Madrid. Hop. Nu știu ce să fac, m-aș despărți și de Titi și de Cantona. Bă, uite ce greșeală am făcut, am să-l fac pe Cantona ăla. M-aș despărți de ei, dar nu știu ce aș putea să iau, în schimb. Trebuie doi jucători. Băgăm băieții, băieții, buderni, nici aici la noi la Zebzi. Și să vedem, și vedem ceva aici meci cu Craiova. King Eric! King Eric! Bun. Colarul e super sub? Mereu e super sub. Ia Butra și Douglas. Nu, mersi, nu am ce să fac cu ei. Cu Douglas, n-am ce să fac, cu Butra la fel. Bă, cine am putea să luăm, băi, nene, bă, dar eu știu ce... Deci vedeți că n-am pierdut deloc conji la, nici la Cantona, nici la Henry, hai că n-am pierdut. Fii atent, Cantona, stai zic că te-am dat pe el. Pe Cantona am dat 1.540.000, fiți atenți acum să vedeți. Să vedeți afacere. Mi s-au vândut Ter Stegen ăștia, minunați. Ăștia Lolo. Luați, băieți, luați. Super ofertă a fost. Transfer market. Cantona. Eric Cantona. Este mai mult de 1.500.000. Fiți atenți. 1.500.000. Bine. Suntem acolo. Hai că suntem acolo. Bun. N-am pierdut mare lucru. În schimb la Titi, chiar cred că am făcut profit.
1.725 milioane. E.T. Henry. Henry. 1.700.000. Avem ceva la 1.700.000 cald? Da, mă, dar e ultimul pe piață. Nici, vedeți că nici nu mai sunt. Vede? Bă! Bă! 1.748. Deci acolo e. Mai bine dau acum. Nu, mă, mâine. Mâine se scu... Ia Baggio și Del Piero. Bă... Aș avea nevoie de un jucător top cât de cât. Baggio ăla, nu știu ce să zic de el. Ce ziceți, mă, mâine se mai... Mai se scumpesc mâine? Mâine se scumpesc oare? Sau se ieftinesc? Eu cred că se ieftinesc că o să-i vândă toată lumea. Unde sunteți? Unde sunteți, bă? Nu știu ce se iau, ce legende se iau. Ieftine, într-un milion. Ia, quality. Nu. Dino, nu, ce Dino, mă, nu m-am jucat cu Ronaldinho până acum. Striker. Pardon, el quality. Hei. Mamă, fă. Momentele iconuri. Ia. Yeah. Da, Ferenc Puskás, Butra. Cristo. Ăsta are 5 skill-ups, 4. Kaká Prime. Kaká Prime. Un jucător care e tătic pe finesuri. Păi dar nu le iau, mă, pentru azi. Nu le iau pentru azi. Zic așa. Drogba, să jucați voi cu Drogba, mă, băieți. Băi, să jucați voi cu Drogba. Bă! Ales! Alessandro! Vezi că, virgulă, combinația cu Alessandro și, și Baggio nu cred că ar fi tocmai rea. Ia. Yeah. Da, mă, dar asta n-are shoot deloc. E și lent. Nu știu ce să zic. Cu Delpi, cu Delpi te mai miști un pic, da, cu Roberto. Cu Roberto nu prea te miști. Și normal am de că Hagi Moments, cred că da. E puturos. Eto'o, am mișcat cu Eto'o. Salut Adimutu, Rivaldo, nu avem ce să facem cu Rivaldo. Am jucat cu Eto'o, acum două weekenduri. Ia mă, ce mai avem pe aici? Da, în afară de ăștia. Cafu, Henry. Ne trebuie unul cu 5 skill moves. Dacă le iau pe Del Piero, ne mai trebuie unul cu 5 skill moves. Rivaldo nu are 5 skill moves, sau are? Are 4 cu 3. Kaká ăla, ăla ar fi o idee, Kaká, dar unde e? Uite. Kaká ăsta ar fi interesant. Personal. Unde sunt? Adică dacă am jucat cu... Salut, am dus, tu ești actor de a jucat între 65 și noi, am fost sosie. Dacă am jucat cu Cantona, cred că m-am descurcat și cu Kaká ăsta. Inzaghi. Să jucați voi cu Inzaghi. Să duceți la balamoc cu el. Aaaa, da, bun. Kaká. Cât costă Kaká? Cu Gică. Păi, l-ați mai văzut pe Gică. Pe Gică l-ați mai văzut. Pe Butra. Nu pot să joc cu Butra. E 3 schimburi și nu e pe stilul meu. Asta e 1.200.000. Nu e chiar așa rău. JJ Căci. Ia și Delpi. Delpi ăsta e ca un Beneder. Wow, wow. Be careful, my friend. Wow, 500. El Nino cu Raul. Deci vreți să fac 13 victorii weekendul ăsta, nu? Deci nu prea vreți să vedem niște pachete bune. Dacă mă pune să joc cu Raul. Nu, cu Torres. Torres, Raul și Kaká.
Bă, dar stau și mă gândesc, ce ar trebui să fie slab la asta, mă, frate? Dar tu vezi ce statistici are pe shoot mai ales. În careu acolo e letal. Și la dribbling bune. Luis Hernandez, varianta mijlocie. E clar că dintr-o pereche de atacanți, unul trebuie să aibă 5 skill moves, garantat. Adică nu putem să ne batem în joc. Trebuie să alegem ori Fernando Torres, ori Delpi. Nu, dar și Del Piero ăsta, uitați-vă ce statistici are. Finishing 98, attacking position 97. Ball control 97, dribbling 97. Ce poate să fie rău la asta, mă, frate? Zamem 44, mulțumesc frumos de abonare. Deci, Alessandro e ceva de vis. Și cred că dă și mare finesuri și mechere rău. Are finesurile alea ale lui. Bă, cred că s-a cam decis Kaká și cu... De aia, stamina lui Del Piero. 85, bună. Iar pe Di Stefano o să-l fac acum. Vreți să-l iau pe Kaká și pe Del Piero mâine sau să iau acum? Sună pe cineva să-l întrebi? Bergkamp. Cine e Bergkamp? Dăm un telefon, ia. Salut, Bere! Răspunde și mie la o întrebare. Ascult. Del Piero sau Fernando Torres? Fernando Torres. Ce, mă? Fernando Torres. Bă, sigur? De ce? Sunt foarte sigur. Dacă tu vrei Del Piero, ia. Nu vreau Del Piero, de-aia te-am sunat. De nu. Del Fernando Del Torres, zici? El Nino. Dar tu ai văzut cum arată Fernando Torres? Da, frate. Tu l-ai văzut și pe Del Piero? Da, frate. Eu îl mai am și pe Raul, în caz că nu știi. Da, Ghencea. Ha. Mersi mult, Mircea, te mai sun. Bine, vede. Mersi mult. Salut. Doamne ajută, salut. Da. Nu mai sunt pe nimeni niciodată. Viața mea. Îl sunt tot pe Moșu, mă, că Moșu mă ajută mereu. Maricelli, ce 2-9. Dar ce zici, mă? Andrei, e acum și mine scade tot? De ce să scadă mâine? De ce să scadă mâine? Nu te rog! Mircea, cred că era cam prăjit. Mamă, urâte asta. E toți de aia scade? Bă. Poate ești ceva atacanți interesanți. Ce joau Felix, mă? Bă, mă face să mai sun iar pe cineva. Dar regele Cantona păsați și top. Cantona e șmecher, mă. Te-a picat Raul, da. Mai sun pe cineva, mă, nu se poate. Ia mai sunăm pe cineva. Sunăm pe Massimo Pedrazzini? Nu la observator. Ia să sunăm, mă. Mă sun pe mine. Nu știu, bă, ce te fac, lăsați-mă în pace. Moș cafe și review inclus la fel. Ia. Dă-mi iar pe Moș. Nu mai deranjez, mă, pe Moș. Hai, mă, că-l sun iar. Ia. Nu mai sun, gata. Bă, lăsați-mă să nu mai sun pe nimeni. Lăsați-mă, vă rog eu mult. Nu mai apăs să sun pe nimeni. Deci, fiți atenți.
terminăm așa calificările și mă mai gândesc eu un pic mai încolo. Adică jucăm cu ăștia, cu Titi și cu Cantona, să le facem ieșirea cum trebuie, să dăm finesurile alea șmechere. Și după aia mai vedem. Nu-l pe Teo, nu mai lăsați-mă pe Teo, nu mai sunt pe nimeni. Bă, având în vedere că avem Cantona, Raul aici, dar și Raul dă finesuri bine. Cred. Ia să vedem. Rooney, mă. Raul e stângaci? Da. Long shot 88, e perfect. Exact ce ne trebuie. Of, ce ne faci, Raule. Oricum nu contează, e topit oricum. Fiți atenți. Așa mă, gata, gata mă. Deci avem voie doar finesuri să dau. Doar finesuri, avem voie să dau doar finesuri. Am voie să dau doar finesuri. El Hunter pe Raul del Gonzalez. N-avem El Hunter, din păcate. Astăzi este o zi neagră al chemistrii stalurilor. Barcelona. Hai cu meciul. E slab alergat că l-am pe Del Piero. Sună-l pe Fernando Torres. Alo, El Nino. Paran cu Semedo. Ah. Dușcăm cu Rayfun. Ah, aia. Bune echipamentele, bravo, e perfect. Deci doar finesuri. Echipamentele alea, îmi dă meciul ăsta? Ah? Mă bun Jose Sade, e bun Jose Sade, l-am de câteva weekenduri. Hai mă. Am dat autogol. Dă-ți autogol. Am dat meciul. Nu-mi dai meciul? Nu înțeleg. Nu înțeleg ce joci. Bă, ce se întâmplă? La camera ascunsă? Bună pasă. Are și el challenge? Dă din voleu sau ce? Și acum nu mai joc. Bine. Hai Raul. Hai Raul, la debutul tău Raul. Hai Raul. Raul de Ghencea, gol! Face cu Pele, face pe aia cu șutul lui Pele de la 11 metri, aia de la capră nouă, capră vechi. Dubla 2. Măi, e la mișto, nu? Greu. N-avem niciun stângaș de la mamă, îl iau pe Havertz. Am fechir. Hop. Și va ieși sau ce? Face mișto de tine, te știi după pungile la Cipicao. La Pringles. Poate să mă știe. De la Pringles, da, dar de la Cipicao nu, încă n-am făcut la Cipicao. Varan Râbu, am uitat iar, am uitat să-l schimb.
Am uitat, mă, frate. Iertați-mă. E nou meta asta, că să nu luăm gol din centrare. E totul calculat. A, Eric. Ma. O zic ăsta, bă, ce-a făcut, mă? A fost greșeală. Ce? Rafa. Poți dai Rafa un finez? Nu poți. Haide. Trebuie să o ducem la Henry acolo. Rămâi la pasă. Nu cred că e offside. No! Aia ziceați că e ușor, a? Amavi. Amavi. Aia ziceați că... A. Haide? Ce? Ma. Cum vrei să dai golanul ăla că dai pe roșu? Băiatule! Două șuturi de excepție ne trebuie. Haide? Hai, Raul, tu vei da primul, finez. Haide? Raul! Aaa, Quaresma, mă, trebuie băgat, introdus în echipa asta. Peste. E bună? Hai cu finețul. Hai cu finețea. Da, mă, da. Da, mă, da, cine a zis că finețea trebuie să fie dată numai de la distanță? Mergi și din care? Știi ce zic? Deci Steaua John Gionești cu unirea târnavele. Bine că nu e pe Petrișorul Roata cu Potcoava Minerul. Frumos. Mamulos. Finețe. Fekir, galben. Hai că nu prea te-a dat seama. Dau doar finesuri. No. Bine. Ce? Și contraatacul lui Fekir. Hai mă, Fekire, mă. Hai mă, Fekire, mă. Du-te, mă, că ai finesul tău bun. Hai, Fekire! Când vreodată, măi, cu Fekir? Și ziceați că, domne, unde mă? Uite ce goluri dau, na, și măcar n-am pe verde. Ca să știți. Tată, și acum ne apărăm. Da, mă, Rafa. Da, mă, și pleci la învăluire. Ca Fernandinho. Ca Fernandinho te duci. Hop. Vezi că vine pasa la tine, Rafa. Mamă. Dar s-a lăsat terenul aici sau care e faza? Iar am dat pe galben. Hai încă o dată, dubla 2. Hai Raul încă o dată. Mamă, ce slab e Raul. Doamne, nici finez nu fac. Aha. Titi. Bă. Încă o dată. Titi. Titi. Fekir! Bă, dar ce chef. Nu, mă, și-am zis bun, mă, de dat finesuri. Fekir și cu Raul trebuie evitați, din toate punctele de vedere. Toate că Fekir a dat un gol, dar întâmplător, a mai tras încă 7 șuturi cu el. Hai acum, mă, Fekir. Hai, mă, acum, Fekir, mă, asta e șansa ta! De-i șansa ta! Altceva! Vezi? Și-am avut mereu încredere în tine, bravo! Bravo, Nabil! Nu ești deloc labil. Nu fluiera. Nu fluiera. Nu fluiera. Nu fluiera că vine bomba. Aoleo.
Da, mă, fiți atenți ce schimbări se fac acum. Schimbările pentru rime și foarte priceau. Mersi mult de tot, am și făcut școala de poezie. Fiți atenți aici. Raul afară, intră Ricardo Coare. Del Ricardo del Quaresma, bă. Vreau long shot, long shot. 95. Cantona 95. Da, dar nu are 3 de finesse, nu are. Ah, Varan, da. Sorry. Is it too late now to say sorry? Joacă cu kitul lui OL Third și al lui Benfica away. De ce, bro? Eu mereu, Olaru când intră, când cotizează, frate. Eu mereu am fost fanul celor de la PAOK Salonic. Punește melodia de pe fundal imediat. La un moment dacă merită SBC-ul, nu. Da, mă, Titi, mă. Te faci și te întorci. Și nu te întorci, vezi? Hop, și-l păcălești. Te mai întorci odată ca să creadă că nu faci rol și acum te mai hop. Vezi și-l păcălești. Hop, de aici, bine. Încă o dată, bine. Și încă o dată, hop, bine. Ah. Presion. A, Vidocea, da. Chiar nu m-am gândit. Cheat it, te faci că te întorci, da, nu te întorci. Hop, acum. Te faci că te întorci, te întorci, acum te faci. Te faci nou că te întorci. Acum te întorci pe bune. Hop, și rămâne la tine. Nu rămâne. Titi din nou. Eric, te întorci acum, hop. Nu mă lasă băiatul să joacă prea bine. Ba da, frate, oamenii sunt de la un job, de la un CV pe care l-am... La un job pe care, unde am pus CV-ul și mi-au scris acum. Am limitat cu finesurile astea, haide. Ok. Hai, Titi. E șansa ta. Aoleu. E șansa ta. Titi Henry! Pierre 7, toți s-au pus ca și moment pe striker. R9 Prime. Mamă, de luțe! Hai mă, dacă nici acum. Păi nu vreau R9. Dintre aia doi, R9 e mai bun. Acum tu știi. Ole! Aoleu, King Eric. Eu zic care e mai bun. Dintre aia doi... Bă... Ia Stoichko. Dintre aia doi, nu știu ce să zic. Cred că Cristiano... Melodia de dinainte e asta. Wood... Dacă nu pot să dau copy-paste. Ia, asta e melodia. De ce ai pus pauză? Bă, ia să-l băgăm și pe Quaresma în seamă, că prea l-am părțat pe Titi și nu ne-a demonstrat nimic. Trebuie să avem mai multă răbdare cu toți jucătorii, dar Titi deja a avut prea multe șanse. Da, toți community. Community. De la picturi, de la toți community. Sau de aici, din careu, cu Cantona? Da? Da? Sau de aici, din careu, cu Cantona? Cu King Eric. Not Eric, not Cantona, King Eric. Vamo, Carlos!
Două bări, la activ. Încă una? Hai mă, Ricardo, deci tu, bag-te și tu în seamă un pic. Trei bări, bine. Bare? Cu bare? N-a fost deloc previzibil. Ce bare, mă? Cine a zis că se spune bare? De ce nu-i corect bări? Care-i faza? Noi dăm? Așa zice Dex-ul. Bă, bare. Bă, atunci bare să fie. Bă, zic doar țigani. Da, corect. La asta nu m-am gândit. Hai mă, titimu. Orice pe ăsta, hop. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Șansa lui Titi! Iar pe lângă poartă, mă. Deschizi un icon pack la mine pe cont după ce mai fac un swap? Sigur, Denis! Dacă îmi dai shareplay pe anduț.90, fără punct, anduț98, sigur. Era și cazul să mai ruinăm pe cineva astăzi. Ce de-alea cu avem, mă? 262, bine. În 250-300.000 de coins, ce left winger sau right winger recomanzi? Un Salah. Ah. Păcate bune, snipe mi-a făcut 22. Putbin. Când te uiți acolo la prețuri și la asta, dacă lași... Oleu! Au! 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 Paul. Andrei E s-a abonat, te pup Andrei E! Hai să facem 300 de like-uri. King Eric a dat câte goluri? Două goluri și un assist. Fekir, două goluri și un assist. Astea sunt jucători adevărați. Mamă, 25 de șuturi. Ăștia sunt jucători adevărați, frate, nu Henry. Prima victorie. Îl schimb pe Varane de aici. S-a băgat la 8. Ce s-a băgat la 8? Ia să ne. Ce s-a băgat la 8? Întrebarea tuturor este. Ce s-a băgat la 8? Oare s-a băgat ceva la 8? Mai rup bradele cu kitul lui pe aia și lui elalți. Nu joc cu kitul lui elalți și nici lui pe elalți. Kiturile sunt potrivite performanței. Mi-e și pronosticul. Ce pronostic ai dat? În legătură cu ce? Face PAOK Salonic? Da. Mereu am cochetat cu Pau cu din Salonic. 4-2, a. Ce vrea, mă, ăsta, mă, dar nu dă. Nu pot să cred că chiar a spus record. La calificări de la Weekend League, voi a spus record. Sunteți bine, băieți? Sunt cu AEC, n-am treabă, frate. Aaaa, frumos, Rakov, da?
Hai mă, să vedem. Nou match. CSBC merită mai mult Henry moment sau Cantona moment, ținând cont că joc pe urgent. Mersi mult, Madi. Bă, eu a zice Cantona. Ia vezi că m-a luat Guti tare. Dă eu. Raul. Raul de Ghencea. Raul. Raul de Ghencea cu fi... Aoleu, ce... Mamă, ce plăscă. Da, mă, Rafa. Culu. Culu, culu. Bine, Rafa. Pleacă, copile. Pleacă, copile, Titi. Bustul tău. Da, Titi. O lasă curul. Da, bă, da. Da, bă, da. Da, bă, Titi, bă. Da, bă, Titi, bă. O lasă nici nu vine după mine. Da, mă, Titi. Da, mă, Titi. Ole. Ce le faci, Titele? Titele, ce le faci? Ce le faci, Titele? Golazo! Aoleu, aproape. Titi din nou, dubla 2, Titi. Titi, se duce. Și finez? Aoleu. Titi, îl te apă proful meu de informatică? Mă. Joc un napoletan, numai că ăsta doar el... Aha? No. Doar le joacă cu Maradona și cu Oșimena Ceșic, bă. Dar nu mai am blocaj, mă. Paul, clar. De ce te grăbești, Andule? Nu. No. Joacă, n-a fost nimic. Finez? Ah, greu. Din careu greu să dai finez. Nu, dar e slab rău băiatul ăsta. Dar poți să-mi pui întrebare aici, frate. Poți să-mi pui întrebare aici. Prost? Nu mă face, frate, de competiție, că ne apărăm bine. Hai mai schimbăm și parte. În loc de Team of Deco să fie toți, da. Hai, Eric. Finez? Da? Da? A fost finez? S-a văzut? Da? Deci pe... N-avem nimic pe... Pe imagine care să influențeze. N-avem VAR, n-avem nimic. Răspuns mai detaliat. Răspuns mai detaliat pot să-ți dau aici. Când sunt pe live, pot să răspund mai detaliat la orice fel de întrebare. Când sunt în timpul liber, nu prea pot să răspund la orice fel de întrebare. Că mai fac și eu ceva în... Oh, aleu! Mai fac și eu alte chestii în schimb. Poate Raul? Poate Raul de Ghencea? E real câte blocaje. A fost finez? A fost? A fost finez? A fost finez, 2-0. 2-0 și a fost finețe. Fault, fault, Rafa, ref, ref, ref. Mă, că apare între 5 de meciul 2, cumva. Wow. Mamă, arunca Cantona cu ei. King Eric?
Aoleu. Da, vrei și tu? Da, mă, tu n-ai finețea noastră. Vrei și tu să dai finețe? Tu n-ai finețea noastră ca să dai finețe. În sfârșit! A livrat și Titi. Păi, live-uri îți Petrovo? Nu o să fac live-uri îți Petrovo în viitorul apropiat. Ce crezi să va lua Champions League? Cred că Liverpool. Joacă prea bine. Cred că Liverpool. 2 din 2. 2 din 2. A trebuit să mai dai și din careu. Finețe. Nu numai de la distanță. One kiss is all I take. Fall in love with me. Păi swap-urile, da, o să le fac. O să iau pachetele, dar momentan am făcut doar pe cele de la Squad Battles. Ah. E face băiat tot. Au. Au! Fa! De ce n-a dat cu dreptul? Ce crezi să facă și ea între Real Madrid și City? Întrebare bună la care n-am răspuns momentan. La ce s-a jucat? City a jucat mult mai bine, dar pe Bernabeu e altceva. E altă mâncare de pește. E alt fotbal. Să fie interesant cu Raul. Raul la weekend chiar o să fie interesant. Cred că o să apelez la ceva ce n-am mai apelat de mult, la schimbarea din minutul 1. Merită să... Ce ziceți? Merită să ne pierdem timpul cu Raul o repriză? Sau... Trebuie să intre cineva care e capabil. Au. Au. Penalti? No. Liniște și pace cu Carlos Alberto. Nu știu că mă ghicise. Da, mă, da. E altceva, și? Uite că am PS4, am PS5. Ia uitați-vă, mă, voi să-mi dea scărița. Ia că schimbăm noi foaia, mă. Ia pleacă, mă, Titi. Tele.
No. Vrei să dau share de pe PS4, pe PS5? Da. Eu intru pe PlayStation-ul tău, n-are treabă. Haide, mă. Trebuie să intre un gol, că va intra și al doilea, dacă ne păstrăm calmul, ca și echipă și ca și solidaritate în tribună. A, și cum deplasare, nu avem nevoie de solidaritate. Bine, și golul 2. E slab, bro, băiatul ăsta. Sau, ce-o fi el? Playerul. Poate fi o femeie. De ce ești, domne? Nu știu cum. Și femeile pot juca FIFA. Apare Team of the Season. Mâine seară. Tacticile mele pe YouTube le găsești la un clip cu Andu KFC. Așa se numește. Nu vreau să mă enervez. E ziua aia în care da, Mavi. Hai mai repede. Vreau să pas. United sau Chelsea seara asta? Bă, Chelsea nu prea mai are pentru ce să joace. Nu știu dacă și United. Nu știu dacă și United are pentru ce să joace. Dar Chelsea și-au cam rezolvat locul acolo în... în Champions League. Deci nu prea ar mai avea de ce să joace. Man United nu știu pentru ce. Nu știu care e situația lor acolo. Pe ce mă, sunt la o grămadă puncte de locul 3. Sunt la 5 puncte de locul 3. E mult? Bă, e suficient, cred eu. Cred că e suficient. Nu e enorm, dar eu zic că e suficient. Cum adică cel mai pe stadion pentru Rivals? Paul, nu. A, că încep să mă enervez rău. Chiar încep să mă enervez.
Mamă, cum intri, mă, nu... A? Au. Hai. A? Bă, nu pot să cred așa ceva. Bă, nu pot să cred așa ceva. Ce mă duc? Da. Bunesc? Des mă autogol. Gol Sibiu, ce echipă mare. Ce echipă mare, Sibiu! Bă, vedeți, mă, ce nu-mi place mie. Stai, domnul, că asta, având și un asemenea challenge, intri în nervii aia. Pe jucători, intri în nervii aia. Haide! Dădeam și normal era gol. I-a dus și voi cum l-am driblat pe ăsta numai cu ball-ul scup. Nu cred. Hai Titi, te rog. Mersi mult, Titi! DJ din Timișoara, vreau să zic dacă faci reacție la pise. Nu fac reacție, bro. Ce-aș putea să zic eu, mamă, ce să mișto? Dar doresc succes în munca pe care o practici. Dar nu am cu ce să te ajut. Jos de sal, stai bun. La asta nu aștept. Haide! King Eric? Bine! Într-un final, mă, într-un final s-a întâmplat minunea de la Sanremo. Sper că nu iau gol acum, nu? A? Sai.
Pe victorile muncii sunt cele mai bune. Și chinuia la 3 victorii. La cât zice să mă opresc? Eu sincer m-aș opri pe la... Aș putea pe la 4, dar... Nu știu ce să zic. Am pe la cât să ne oprim? Unde sunt pachetele așa mai bunicele? A 6? La 10? Bă, vezi? Vrei să mă duc la nebuni? Patru și apoi rândă demonstrativă la PES. Hei! Vrei să jucăm? Aș băga un PES. Chiar aș juca un PES. Să plece nervii aia. Băgăm un PES, da. Vedem cât de repede se termină meciul ăsta. Play for fun. Ești autogol. Cum să oprești la 4? Păi și ce, dau autogolul și fac 6? Vreau mă îmbere toți părerea, o să fie un monstru. Hai, titele. Du-te, titele. Du-te, titele. Bă, verde nu prea are chef. Faci SBC 85, bă, nu cred. Că nu am jucători. Duce-mi finețe. Finețe. Hei. Centru. Vezi, mie pressing-ul ăsta mie nu-mi place. Nu pot să cred, mă. Full roșu. Bună? No, rata. Ratangio. Nu e ok. Tangio Aquadigio. Dă-i un peste, Raule. Băi, Raule, băi, scot moderator, bă, mai dai pasele astea. Frumos. Bine. Am apărările rarefiate. Te rog. Frumos cu finețe, bravo, bravo. Bravo. Ah, stai mă că mai jucăm și o echipă două acolo la
11 missing teams. Pe cum? Nici o zi fără... Mam. Fără echipele alea, ce facem? Ne batem în joc? Au. Aha. Hei. Penalturile cu fineț, roșu. Penalturile cu fineț, haide. Băi, am apăsat pe buton, n-a dat cu finețe. Îmi pare rău, challenge-ul merge mai departe. Peste. Eric. Oh. Vom supune la vot, frate, într-o alegere democratică. Pentru că pe acest canal doar alegerile democratice funcționează. Vom supune la vot ce vrea majoritate. PES? Sau? 11 missing teams. Am fost 316 like-uri, ceea ce e absolut incredibil. Dar din anumite unghiuri nu prea intră orice îi face. E un meci de PES. Te rog frumos să spui că este eFootball, nu e PES. Deci te rog frumos să ai grijă. Este eFootball. Bravo, băiatule, felicitări, bravo. Da, aruncă cu el, Zanetti. Labă. Havertz o dădea pe asta. Vedeți ce-i... Ia, uitați. Bine? Frumos joc de cuvinte, jocuri de cuvinte, bravo Andrei, frumos joc de cuvinte. Sincer, în momentul ăsta aș elimina orice challenge și aș mai da un gol ăsta să iasă. Prea-mi face nervi. Mamă, unde te duci, mă, cu Zanetti? Puiu. Îi dau gol? O să-i dau. Îl ia mama. Mama naibii. Am de el. Bună?
lui King Eric. Extraordinar. Extraordinar. Aha. Bine. Aoleu. Aoleu. Ha. Vamos. Poate să mă egaleze? Nu-i ce de două ori. Până nu sar pârleazul. Fii atent aici. Fii atent aici. Fii atent aici. Am avut noroc. Titi. 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 Una, două. Bine? Aaaa, nu te cred, mă. Crezi că nu știu ce mă joc? Aproape. N-am dat cu finețe. Recunosc vina. N-am dat cu finețe, recunosc. No. Paul, cel de la galben și la dușuri. Am dat cu finețe! Cap cu finețe! Poți da cap cu finețe? Bine. Raul de Ghencea. Am căzut odată în plasă cu Raul în momentul ăsta, de fapt o secundă am căzut în plasă cu Raul și am vrut să fac reverse elastico. După aia mi-am să aminte ce avem de fapt în echipă. Pară frumos. Bun, bravo. Bravo. Ce? Bravo. Bravo ție, băiatule, bravo. Cu finețe a dat a fost în pământ. Topește-l, mă. Bravo, pacheta. Excelent. Da, am făcut swap la squad battles. Chiar ar fi super și interesant să fiu egalat. Înainte de adică fiind ultimul meci, chiar ar fi de preferat. Ar fi de preferat să fiu egalat. Chiar mi-aș dori mult și m-ar bucura mult. Para a doa.
King Eric. Bape a dat mai bine. 90, ultimele minute. Minutul de speranță. Victorie mare. Da, am făcut swaps. Nu știu dacă am răspuns la asta. Am făcut swaps. Gata, m-am trebuit și FIFA. Pe ziua de azi. Ne vom îndrepta către două. Nu l-ai combinat? Bă, nu mă aștept. Raul, am făcut cu Raul, el a știut. N-am luat din MLS. N-am luat din MLS, hai să donăm meciurile astea. Eu 100% că n-am luat din MLS. Unde e Rui, e plecat de mult. Bă, donez meciurile astea și o să mergem pe tărâmul... Bă, ori pe tărâmul PS, ori pe tărâmul Missing Eleven. Vă gândiți bine. Voi unde vreți? Ia, scrieți acolo în chat-ul ăsta minunat, alert, scrieți acolo ce ați vrea să fac. De fapt, unde vreți să mergem? Ca să facem un sondaj. Gata, mă, pe să fiu, dar nu știu să fac nimic acolo. Trebuie să mă învățați, eu habar n-am nicio idee. Adică n-aș niște jucători și Doamne ajută. Merită să fac echipa, bă. Nu mă pricep. Nu pot să dau un sfat ideal. Nu știu ce să zic. Chiar n-am idee. Verifică și tu jucătorii. De-aia acum cu peste hai să dune și o meciurile astea. E greu, mă, PES-ul ăla, aolo, stați așa să vedeți, circ. Circ și voie bună. Lobo da urzice. Ești din poartă. Nu te bucura, nu fi așa. Am crezut că te bucuri. Champions Finals achieved. Thanks so much, bro. Thank. Mai stai, nu m-am mișcat. Nu m-am mișcat. Poate voi reveni în vară. Cine știe?
Mamă, uite-l pe băiatul ăsta, 96 chemistry. Pare Formula 1 2022. Forță, deci l-am luat degeaba. 2 milioane investiți cu cap. Felicitări Ahân Fortuna. Ahân. Gata, un playoffs. Bine-s. Bine-s. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mergem mai departe. Mi-am fi mulțumos și mie cineva? Da. Așa. Bine ați venit acasă. eFootball Season 1. With Bruno Fernandes, Vlahovic, Adama Traore and Lewandowski. Din start sunt a fond total. Nu știu să iau jucătorii. Nu știu să joc așa cât de cât mai știu. Mi-am făcut eu o formație, dar nu știu dacă e cea mai bună. Testing network, bine. Jerry FC Juve s-a abonat. Bine, Jerry FC Juve. Faci swap-uri la PES contra cost. Contra prost. Ia văzut cum ai dat coins. E gratis. Opa. 10.000 de coins. Mi-a dat niște... Oh, 50.000! 10.000! Ferească Dumnezeu. Ok, update-uri, bine, bine. Mark all as read. Inbox. Receive all. Câți coins mai am? Nu fac swaps. 78.000. Ia vedeți, mă, fiți atenți, echipa mea. Nu fac niciun swaps contra cost, bro. Da, unde dădeam la Mighty? Aici, game plan. Deci am 78.000 și jucători să-mi iau. Ăștia-s monștrii mei cu care atacăm Germania. Nu știu ce jucători să-mi iau de 78.000. Crezi că e forță, Stanciu. Nu prea are stamina. Una și ea sunt top, m-am uitat la top... Top OPSB. SB, CB-uri top. Ia zi mă, Raul, ce să-mi iau de 78.000? Mi-aș lua în față. Hai să vă arăt și lista de transferuri. Nu vreau mă râbă, că nu urc eu. Deci, ca idee să vă arăt. Cam așa e. Messi valorează 1.100.000. Nu există cu lista transferuri, sunt jucătorii puși default, cum ar veni. Și gen ăștia cresc în funcție de ce antrenori ai. Uite, de exemplu, Neymar are 85. Dar dacă ei nu știu ce antrenori, joacă cu altă statistică. E Caterinca pe de-o parte, dar e pro joc așa, cred că nu prea-mi place. Ia să vedem ce ne permite noi la 78.000. Price, între 50 și 100. Done. Chiellini, Bonucci, Rui Patricio, Cavani, Wijnaldum, Hazard, mamă, Beneder. Nu ne permitem Beneder. Sus Navas, Aspilicueta, Rakitic. Opa, Aubameyang. Bă, dar sunt scump, mă, ăștia. Cuadrado, Walker, Matip, Morata. A, mă, că ne descurcăm. Bă, ne descurcăm, mă, și așa cu ăștia. Fiți atenți aici. Cu ăștia pe care avem ne descurcăm oricum. Match. Să fie de bine, mersi mult. Nu vreau să îmi dau banii pe un jucător din ăsta care nu e
Aici ce e omul? Points și antrenament. Vreau să joc. Ne descurcăm cu Tameze, ăla e bun. Da, mă, da. Jucăm așa, list of challenge. Avem 3 șanse să câștigăm un meci. Cu meci, mamă. Trebuie să citesc de două ori să-mi dau seama ce. Să-mi dau seama despre ce e vorba. O 1946, anul nașterii lui Papa Zili. Nu e bună, Aubameyang. Mamă, deja am băgat frica în ei? Proceed. Mamă, 2447, ce bă? Vezi, mă, că se joacă mulți, ai râde. Se joacă și Castro. Bine, Castro cred că a luat bani să se joace. Proceed. Da, mă, ăsta e echipamentul nostru. Vedeți că ăsta are echipă top. A băgat coinși. Please wait a moment. Opponents is choosing settings. Să vedeți, Mbappé. Dacă eu am 1964 și el are 2447, voi vă dați seama ce se întâmplă acolo, ce echipare. Se încălzește mașinăria. Am văzut un Bruno. Bruno, Koke. A, l-are pe Koke, e slab înseamnă. Nu știe, nu știe să aleagă jucători. Ia, starting line-up. Puyol scrie Arnold, Davis, Koke, Bruno, Visca, Tadic, Forlan, Raul. Da, e fotbal. Raul? Bă. Păstrează pentru Premier League, frate. Am ce-mi face, eu te-l are pe Beckham. Ce facem antistrat? Să vadă ce jucători am? Să le dea acolo... Mark... cum era aia? Mark Marking? Nu era așa. Man Marking. Vedeți? A, stați că nu se vede. Încarcă chestia acolo și face setele, băiatul, eu știu ce-și face. Numai tu știi să joci cu mine, bă, Raul. Să vezi spectacol acum cu Daka și cu toți băieții. Cu Daka, Nicu, Stanciu, Genduzi și... ăla zic, Camavinga. Mâine vine la pachet Community cu Eredivisie, da. E gratis jocul, este, da. 7 secunde, 6... 5. Bă, e bine dacă nu e la calculator, că îl batem și facem o victorie. Ce? Os? Amulos? E doi tehnicieni. S-a blocat? Frumos, bă, ce frumuseți. Bine. 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 A plecat peste. E bună! Mamă, l-are pe Puyol, băi. Noastră, our ball. Am o mică problemă pe apărare. Bravo. Restem perfect. Haide, Nicu. Dă-i-o. Daka. Daka. Aici, în dreapta. Genduzi.
Ghenduzi! Dar vreau pauză, bă, vreau pauză. Pauză! Așa. Settings. Command settings. Nu mai îmi schimbați voi singuri. Bă, unde e mama asta, mă? Să nu mai îmi schimbe el singur. Manual pass level 1. Ce mă? Level 4. Nu, e bun level 1. Level 2. Cum se schimbă singuri jucătorii, mă, și nu-mi place. Îl bate, mă, și așa. Fiți atenți aici. Păi dăm. Target off. Da? Pereira. Pereira. Oh. La pauză. Godfrey, monstrule! Bine? Dă-i lui Nicu. Urcă, Nicule! Nicule, dă-i-o! E bună! Pereira! Golazo! Player of the Month 2021-2022, J. Ferreira. Bravo, tată! Bravo, tată! Pasă filtrant al lui Nicu. Vezi, mă, că e Caterinca. E... Te mișcă un pic nașpa, dar e altceva față de, de FIFA, na. Da, e gratis joc. Are pe Cichician în poartă? Bă, uite, asta mă enervează, să-mi schimbă singur. Nu. No. A prins, bă. Da. Apărare era refiată. Și mai departe. Jocul ăsta e fotbal. Haide, bine. Se sătură de pase. Hei, ref. Bună. Nicu. 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 Pasă în spate. Bă, ce frumos se întoarce Ghenduzi. Hop. Protect. Frumos. Pasă față părții. Încă una. Nicu. Ghendu. Vai. Aici avem o problemă. Dacă e dălu. Holy defense. E-football. E-football, băieți. E-football. Ce fac, nu știu ce să fac. Nu cred. Nimic, mă, sus. Ai, mă. Mamă, că n-a fost. Corect, corect, corect. Gata, tata. Gratis pe PC? De unde se știu, frate? Dacă e gratis pe PC. Bine. Pasele tari sunt cele mai bune. Bine. Filtra. Bună. Ghendu. Pasă tare pe vârf. Bine. Cu plecare. Bravo. Mamă, ce frumos te întorci. Aha. Dă-i-o. Bravo, Nicule. Au! Eduardo! Eduardo, cam a venit! Toți sunt cu prietenele în oraș. Bă!
Se naște o stea mare, mă. Fiți atenți aici. Abia așa să ajungă pauză, îmi fac și setările. Bă, fără kick-off. No kick-off. Iar mi s-a schimbat automat, nebunesc. No kick-off. Bravo, solid defense. Bine. Plecare. Aoleu. Gras. E gras. N-ai, mă, ce să faci? Nu se poate muta portarul aici? Nu e pe chemistry. Oh. Haide. O, dintr-o bucată, frumos. Cama. Camavi. Hey, ref. Dacă am dat driven ca la FIFA, cu R1. Aoleu. Bamo, Tameze, bamo. Gendu. Bună. Pleacă, băiatule. Prost. Nu ăla altul trebuia, mă. Bună? Leu. Bună pasă. Dacă. M-a prins rău. Rezistați, copii. Nu. Bravo, mă. Nu! Ref! Nu se poate așa ceva. A, de ce nu fluier, băi? Game plan. Trebuie să schimbăm ceva, nu-mi place. Team playstyle, clar. Noi și cum ne avem... Nu, mă, tot cu counter. Cum? Long ball. Dar vreau să intru la setări, de ce nu pot? Bă, ce e, mă, jocul ăsta? Am pot să intri la setări. Settings. Command. Da. Cred că aici, nu? Hai, mă, băieți. Hai, mă, băieți, că acum o să fie mai bine. A, niciodată cu centrare. Hai, tati, hai, tati. Vezi ce Caterin că repun mingea? Ieși! Aaaa... Și a doua copii. Noi? Ia? Dă-i un povrf. Bună, lasă curgă. Haide, Nicule! Pe vârf. Iar mi s-a schimbat singur. Bă, ce joc e ăsta? Bă, Raul, pe ce să dau, mă, să nu se mai schimbe? Singur. A văzut că ai ieșit eronat. În apărare. Dă-i eu. Dă-i eu și tu. Bună!
Frumos. E bra. Bine pe deviere? Mamă, ce CFR-ul. Frumos? Nu, mă, cu ăla la altul. Da, mingi lungi. Ah. Haide. Hai, Nicu. Hai, Nicu, mai repede, Nicu! Centru. Bine. Au. 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 Dacă. Nu o să poată. Doamne ferește. Noi dăm. Hai mă la mi. Bă. Os. O bucată, bine. Eduardo. Peste. Paul, mă. Rușinos arbitraj. Am luat gol. Man to man. Ieși, mă, din poarta aia, copile. Noi dăm. Cum ar trebui să resping aici? Hai, așa mă, bravo. De ce o resping? Dacă vreți voi să mai ieșim din schimbări ofensive. De unde e schimbări ofensive în apă, că nu mai am mișcători. Bă, îl aruncăm pe ăsta aici pe contraatac. Noi dăm, noi dăm! Bun, am scăpat. Căs victoria. Go, go, go! Ieși! Ia să e o chestie tare, că o să bazi repede. Frumos! Bună recuperare! Eduardo! Haide mă! Dai de 10 ori pe ăla sus săgeata aia la controller. Lasă-mă un pic, Raul. Bă, a dat pe... Gata, am dat-o la autoatac. Noi dăm! Mă, ăsta joacă numai cu mingi lungi. Vreți o echipă de tineri? Dă-i-o. E bună. Arde-o, mă! Mai repede, cara! M-a prins. Joc ăsta a mai zic Under Armour. E fotbal. Iar corner, băi, nene. Nu vezi că ăștia mei sunt sus aici. Noi dăm, noi dăm, te rog, respinge. Bravo. Dă-i-o. Bună, prelar. Vezi că m-a driblat?
Oh. Haide. Bună. Haide, mă. Haide, mă. Hai, mă. Nicu. Da, și ăsta dă bară, bravo, mă. A, mă, Fleric, și așa ne-ați furat. Nu, las-o, nu mai flera. Salut, George. Bă, cât te-am ratat, băi, ne, dar stați-mă un pic, că trebuie să facem ceva, o șoricărie. E imposibil să nu aibă niște setări. Ia vezi, mă, că urcă ai noștri. Mișca bine, nu ne-am ținut rău. Aici, ia, settings. Back. 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 Wow. Nu există setări în jocul ăsta? Aici, mă. Controller. Bun, detailed. Cursor change. A, uite, mă. Unassisted. Twitter. Manual puzzle 4. Nu, le 1, că sunt slab. Tot type basic. Mamă, și așa era. Next player. Mi-a schimbat controlele. Iată mă cum ar trebui să fie mai bine. Merge mai mulți? Bă, nu cred. Gata, mă. Cum ar trebui să fie mai bine? Bă, ăsta îl topesc. Motorul adversar. N-are nicio șansă. Nu joacă pe degeaba, pe să faci promoțiile alea. Bă, era bine. Ai deschis vreun pachet ceva până acum? Nu, mi-a dat coins. Mi-a dat mulți coins. Am avut vreo 300. Parcă. A? Sau mai, cred mai puțin, vreo 200. Chiar era bine dacă făceam promoție la PES. Stam și noi bine. Bă, dacă făceam promoție la PES, mai aveam gol de susținere de 25 de euro? N-am deschis niciun pachet nou, că nu, de bea acum am avut... Acum am 78.000. Salut, Adrian. Chiar așa de sătulești de fac? Chiar da. Salut, și Ioana, salut. Mamă, ce se întâmplă? Bă, se mișcă ca în mișcă ca în robot jucătorii. Mamă, ia uite-l pe ăsta, mă, 2391.
Poate faptul că joc eu cu jucătorii ăștia. Doamna, e numele meu de familie, să rămână, doamna Ioana. Dar cum, eu joc pe un stadion și el joacă pe alt stadion sau cum? Eu văd că eu pot să schimb mereu stadionul sau joc numai acasă, sau care-i faza? Da, salariu pe Buffon. Cum are, mă, Robben? Mamă! Rio? Ia. Con Matip, Alaba, Alexandre Arnold, Roberto Carlos, Bakayoko, Fabinho, Everton, Ribeiro, Zaha, Nakata, Inzaghi. Dacă îmi bate Nakata și Inzaghi, ne lăsăm. Ne apucăm de altceva. Celălalt simulator, cred că la anul. La anul ar trebui să apară. A, Nicule. A, Nicule. Mamă, nu. Tot cu Nicu. Ăsta a dat offside trap, ăsta știe cu offside-ul. Dă-i, mă. Bună. Da, mă, da. Prână. Ole. Mamă, ăsta știe să joace. Mârlan. Mârlan știe să joace. Șut na praznic! Da, știu că e cu R1. Un șună praznic! E că trebuie să... Aoleu! Dar să fie mai interesant, trebuie să ai și echipa mai bună. Iar mi s-a schimbat singur. Ce țintă să-mi apară? Mișcă ăștia, băi, nene. Dă-i, mă. Nicu. Bună! Golaso! 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 Bă, fază școală. N-aveți ce să ziceți. Chiar e o fază școală. Pic de viteză, băi. Dar cum fac să nu mai îmi schimbe, să mi se schimbe jucătorul singur? Almu, cum fac? După că știi mai multe. Bine, am băgat. Bravo, băi. Dă-i, mă.
Intrare, mo. Bună! Si, mă, cum mă vreodată cu Pipo Inzaghi? Ok, bine. Bă, ăsta nu ne mai bate, mă. Pasă tare pe vârf. Mă, și din prima. Hai online. Rost plasma pe toate, și pe telefon? Aici. Ah. Dacă ai iar gol în prelungiri. Paulo. Deci un lucru nu-mi place, faptul că îmi schimbă jucătorii singuri. Mă deranjează mult. Se pare pe bă, cam greu e așa, nu știu. Vreau așa să fie un pic mai strânși. Se mișcă cam greu jucătorii. Bine, am și jucătorii mai slăbuți, dar totuși. Plăcea să se miște un pic mai rapid. Cum e ceva? Nu prea. Dă-i, mă. Bună, mă. Hai, Nicule. Hai, Nicule. La careu. Ah. Bună. Ce? Ah! No, uite scriptul. No! Ia vezi, mă, pas. Ah, exclus. N-are voie Pipo. Centrarea țipă și sprint apăsat. Țipă și sprint apăsat și îți dă power în plus cum ar veni. De când cu posesie de la portar, tată. Os. Cam, nu ne grăbim. Hop, ne întoarce. Pasă. Bine. Pasă pe centru. Hop. Frumos. Frumos. Am. Te-am făcut o bicicletă. Dă-i, mă. Treca centrare. E bună. Haide, mă. Ci. Nicu. Golazo, Nicu! Deci ce aici de fan? Bravo, Nicule! Vedeți, mă, șutul cu power. Oh, zici că ne jucăm la Soccer Stars. Ăla de pe telefon. Așa grafică e. Uite, a dat prin aia, prin... Fotbalist, băi. Fotbalist, Nicu.
Dă-i, mă, iar. Nu... A? Hai dacă. A, cam avingă. Bă, am fundat și-o pe, mă. Bine, portar, băi. Bine, porcar. Uite, mă, aici am un problem. Cum ies cu portarul? Așa, pot. Da. Așa se ies. Pronosticul din seara la Manchester City, Chelsea bate Chelsea. Sunt dezgustat. Nu mai joacă nimic ăștia, mă. Bă, dar n-am dat acolo pas, haide. Dă-i-o. Dintr-o bucată, mă. Haide! Frumos, mamulos! Frumoase, frumoase respingeri din la jucător. Foarte drăguț. Bă, fanii, bă, să zici că e, dar e la an lumină față de FIFA. Cum e FIFA, așa, bit. Dacă îmi dă centrare, nebunesc. Bă, unde sunt mijlocași? Bă. Ne-am scăpat. Ha. Chiar mi se schimbă jucătorii singuri, nebunesc. Dă-mă peste. Bravo, bă, Genduzi, băi. Da? Filtrantă. Uaaa! Pasă fața porții. E bună! Eduardo! Eduardo! Am făcut bolor. Am crezut la altul să joc. Nicu! Ui! Mișcă-mi poze ăștia. Ți se pare, măi, de la live. No. Apărările rarefiate. E incredibil, nu? N-a fost fault. Nu, nu, te rog, nu. No. Nu. No. Mersi. Hai, băi, săriți. Săriți din zi, băieți. Ce? Vedeți, mă? Hai, scoate-te aici. Da, mă, solid defense. Încerc să fac performanță, Claudiu. Gol. Dezgustat, dezgustat ce se întâmplă pe teren. Iar am fost furat, sau?
Oh, mă, tu mai tare, domn! O să ne mai întâlnim cu PES, când o să am echipă mai bună. Mâine ne vedem la Weekend League. Mâine o să fie mai frumos ca jucă. Ah, nu, nu știu că mâine Weekend League, mamă. Ah, stați, că mâine... Sâmbătă. Ne vedem sâmbătă. Ne vedem sâmbătă. Uitat. Cu tot Weekend League-ul sâmbătă. Atenție, tot Weekend League-ul. Și... Cam atât, mâine nu o să fac live. Deci ne vedem sâmbătă, neapărat. Neapărat să fiți pe live sâmbătă, că o dăm. O dăm cu monștri. Bine, mersi frumos că ați intrat astăzi. Mersi de like-uri și de abonări. Mamă, de ce mă aud? Vă doresc seara frumoasă în continuare. Și vă salut. Cu deosebire, sper. Opa!